2022, un an al șocurilor, pentru că fiecare dintre noi nu are cum să uite data de 24 februarie, moment în care Federația Rusă a atacat Ucraina în timpul nopții. Sigur, din acel moment până în prezent, toți cetățenii Republicii Moldova, sau marea lor majoritate, acum ca să nu catalogăm toată masa de oameni care se află aici, a încercat să se implice și a încercat să ajute persoanele din Ucraina, refugiații sau persoanele ce au rămas acolo. Pentru că avem foarte multe persoane care au ales să-i ajută prin tot felul de donații transmise către poporul ucrainean. În această dimineață vom discuta și despre tineri. Tineri care s-au implicat în toată această perioadă și continuă să o facă pentru a oferi o mână de ajutor. Alături de mine am plăcerea să o prezint pe doamna Cezara Cornien, co-directoarea Centrului Orășenesc al Tinerilor Naturaliști. Bună dimineața, sărut mâna, bine ați venit! Bună dimineața, este plăcerea mea să fiu aici cu dumneavoastră astăzi. Vreau să începem din data de 24 februarie și până în prezent, până ajunge la tot ceea ce construiți la, în acest moment, acele poduri dintre cetățenii Republicii Moldova sau tinerii din Republica Moldova și Ucraina, dar până la podurile pe care le construiți acum, știu că ați avut și alte activități ce le-ați planificat și le-ați pus în practică din 24 februarie până în prezent. Din 24 februarie până în prezent, una din dimensiunile pe care s-a axat centrul nostru a fost ajutorul. Ajutorul pentru copiii din Ucraina care au venit aici cu niște părinți derutați, niște părinți care au împărțit viața până la și după, și din 4 martie. Din 4 martie suntem gazdă pentru copiii din Ucraina. Indiferent de vârstă, indiferent de preferințe și ocupații, noi le-am creat un spațiu unde se regăsesc, unde își întorc copilăria. Copiii nu și-au ales perioada în care trăiesc și nu au ales evenimentele care îi influențează. Copilul are dreptul la copilărie. Și iată, centrul nostru, Centrul Orășenesc al Tinerilor Naturaliști, este spațiul unde îi reîntoarcem în copilărie. Primii copii au pășit pragul centrului, pentru primii copii din Ucraina, mă refer, au pășit pragul centrului nostru pe 4 martie și până la 12 august, prin mâinile și inimile noastre, au trecut 411 copii din Ucraina. Ce au avut posibilitatea să se degajeze de la tot ceea ce au văzut, ce au auzit, ce simt în aceste momente, să aibă copilărie, joacă, distracție și să uite cel puțin pentru o secundă de războiul din Ucraina. Și nu în ultimul rând, niște chestii care le-au învățat cu noi, care nu le-ar fi învățat în alte circumstanțe. Ca să ajungem noi pe la mijlocul lunii iulie, una din mame să-mi spună: cine ar fi crezut că cea mai mare drama a vieții noastre s-ar fi transformat în cea mai frumoasă aventură de copilărie a copilului meu. Dar ce au făcut mai exact ca să ajungă în acest punct? Ce am făcut noi pentru ei? Exact, și ei ce au făcut pentru că... Ok, deci noi suntem centru de educație ecologică a copiilor și tot ce le-am propus noi în primul rând au fost niște activități de ocrotire a naturii, de interacțiune cu animalele de companie, de aranjamente florale, de grădinărit, de farming. Foarte mult ne-am axat pe domeniul etnocultural. Noi cu copiii chiar am stat și am calculat venind aici, din martie până la mijlocul lui august, noi am făcut peste 100 de excursii. Foarte frumos. Inclusiv și în Parlamentul Republicii Moldova și în afara Chișinăului, noi am cutreierat cu ei tot Chișinăul, toate spațiile de interes. Am avut o colaborare extraordinar de frumoasă cu Teatrul Licurici. Fiecare zi de miercuri am beneficiat de niște spectacole gratuite pentru copiii din Ucraina și... I-am familiarizat cu cultura, istoria și tradiția Moldovei. Am copt împreună plăcinte, am copt împreună pânică. A fost interesant. În perioada de vară am făcut o tabără comună, o tabără de integrare a copiilor din Ucraina în spațiul etnocultural al Moldovei. Au copilărit o vară întreagă împreună cu copiii din Moldova și acum... Începând cu 1 septembrie, am creat un proiect comun cu Fondul ONU pentru Populație. Am creat un spațiu sigur unde atât copiii cât și părinții se pot afla în perioada de zi. Oferim copiilor aceleași servicii educaționale care le oferim și copiilor din Moldova, dar plus la aceasta ne mai axăm acum, lansăm un proiect de... asanare, deci de protecția sănătății atât pentru mame cât și pentru copii. Și știu că vă implicați să ajutați prin intermediul online-ului să facă și ore copiii care nu au posibilitatea din diferite motive să intre în online în școlile sale din Ucraina. Le-am creat spațiu
și cu suporturi financiare și nu numai, am creat și condiții tehnice de unde pot ieși în online cu școlile sale și să învețe aflându-se sub ghidajul nostru. Și toate aceste proiecte sunt sub umbrela Green Gate for Ukraine? Deci proiectul nostru se numește Green Gate for Ukraine. Green Gate este un brand, este tabăra noastră a Centrului Naturaliștilor, tabără de vară, care primăvara am lansat prima promoție a taberei de primăvară pentru copiii din Ucraina și se numea Green Gate Primăvara pentru copiii din Ucraina cu drag. Și acum, fiind în proiect comun cu Fondul ONU pentru Populație, am numit proiectul nostru Green Gate for Ukraine. Și lucrăm pe două dimensiuni, cu preșcolarii și cu copiii de vârstă școlară, dar și nu, în premieră absolută facem niște activități ciclice cu mamele copiilor. Ore de limbă română, asistență medicală, asistență... Doamna Cornienco, revenim foarte curând la acest subiect. Încerc scuze că vă întrerup. În aceste momente, stimați spectatori, vă invit să rămâneți aproape pentru că colegul meu, Radu Osipov, se află la Ambasada Regatului Unit. Bună dimineața, Radu! Vă salut, dragi prieteni, dragi telespectatori. E o pierdere mare pentru Regatul Unit și pentru toată lumea, pentru că Regina Elisabeta a fost o figură universală în timp de, în cei 70 de ani de domnie. S-a făcut tranziția de la Imperiu la Commonwealth, a căzut cortina de fier, s-a destrămat Uniunea Sovietică. Cel puțin două generații au fost influențate, iată, de figura Reginei Elisabeta. Și cu siguranță și altele vor fi influențate de moștenirea pe care a lăsat-o. De altfel, despre moștenire, suntem la Ambasada Regatului Unit din Chișinău, unde tocmai am discutat cu însărcinatul pe afaceri Gary Davis. El ne-a transmis că modelul pe care l-a dat Regina Elisabeta a fost unul de curaj, demnitate și că britanicii nu vor uita moștenirea pe care a lăsat-o în urmă Regina Elisabeta. La fel, Gary Davis i-a mulțumit Maiei Sandu pentru mesajul pe care l-a transmis de condolianță și de solidaritate cu poporul britanic. Radu, mulțumim mult pentru informațiile oferite. În platou, reamintesc pentru cei de acasă, este doamna Cezara Cornienco, directoarea Centrului Orășenesc al Tinerilor Naturaliști. Până la intervenția colegului meu, discutam despre implicarea tinerilor de la Centrul Tinerilor Naturaliști în ajutorarea persoanelor refugiate din Ucraina. Discutam despre acțiunile directe pe care dumneavoastră le-ați întreprins și, desigur, activitatea pe care o au ei. Pentru că mai sunt persoane care în aceste momente fug din Ucraina, vin în Republica Moldova. Pentru cei care ne urmăresc, pentru cei care poate în aceste momente au ajuns și sunt în gazda cetățenilor noștri, de altfel primitori în toată această perioadă, cum ar putea să ajungă copiilor la centru? Foarte simplu. Bulevardul Traian III, sectorul botanic al Centrului Orășenesc al Tinerilor Sunt Naturaliști. Toți invitați și primiți. Toți invitați și primiți. Eu primesc cu drag toți copiii din Ucraina. Le oferim soluția cea mai potrivită pentru starea, situația și doleanțele care le au la moment. Dar nu în ultimul rând. Eu vreau să invit și copiii din Chișinău la centrul nostru. Noi suntem un centru cu niște abilități excepționale. Noi oferim servicii în domeniul educației ecologică. Noi suntem soluția inteligentă pentru acei care se axează pe modul sănătos de viață. Lecțiile sunt în a doua jumătate a zilei. Poți veni după lecții. Orele sunt gratuite pentru toți absolut. Peste 70 de cercuri, un staff didactic de cea mai înaltă performanță. Așteptăm cu drag. Noi, dacă vorbim despre soluții inteligente, în cazul în care îți dorești animal de companie, dar nu îl poți avea acasă, vii și la noi. Îl îngrijești la noi. Grădineritul, bucătăria eco, teatrul ecologic unicul în Republica, apropo, ore de fotografie. Și totul este cu titlul gratuit pentru toți. Da. Vreau să întreb în substanță. Ce înseamnă lecții ecologice? Și vreau să vorbim puțin mai palpabil pentru cei de acasă, poate intrigați în aceste momente și ar dori să vină. Ce învață ei exact? Sau teatrul ecologic? Ce face exact teatrul ecologic? Teatrul ecologic motivează pentru abordările eco pe toate dimensiunile vieții. Deci, eu mă refer nu numai la protejarea mediului, dar și la ecologia sufletului. Te învață să fii discret, inteligent, corect și onest, nu numai cu lumea, dar și cu tine însuți. Să te înțelegi, să te regăsești în această lume, să devii efectiv, da,
dar și omenesc, tot nu în ultimul rând, da. Noua generație, pentru că lucrez direct da. Cu acești copii și din Ucraina și din Republica da. Moldova, sunt mai ecologiști în suflet? Vă întreb acest lucru pentru că eco a devenit un trend în ultimii ani, dar știm cu toții că foarte multe trenduri au apărut și au dispărut. Și au dispărut. Bine, deci anul 1972, ședința Organizației Națiunilor Unite și unul din marii politicieni zice, noi ne axăm pe tehnologii, le dezvoltăm, creștem pe acest domeniu, dar dacă nu dezvoltăm și abordările ecologice, la un moment dat ajungem că nu va avea cine și pentru cine face toate celelalte. Adică, ce este de fapt abordarea ecologică? Este axarea pe ambianța în care trăim, aerul pe care îl respirăm, apa pe care o consumăm, produsele pe care le consumăm. Într-un fel, vrei să trăiești? N-ai decât să devii ecologist, da? Să te axezi pe aceste abordări ecologice. Să te implici. Să te implici. Asta e ceea ce învățăm noi. Copilașii de 6 ani, copiii asfaltului, știu să mânuiască hrălețul cel mai micuț, știu cum să îngrijească o plantă, știu cum să curețe un copac, știu cum se alimentează corect un iepuraș și cum alimentezi iepurile de companie versus iepurile de casă. Tot sunt unele detalii. Deci, lecții practice pe care îi învață. Absolut practice. Arta aranjamentului floral pe dimensiunile pe care se predă la noi, în alt loc în Republică nu găsiți și ar fi și o consiliere în carieră, în opinia mea, pentru o persoană implicată, de ce nu? Exact același lucru îl facem și cu copilașii din Ucraina. Absolut. Ei învață cu noi împreună ce înseamnă lucru cu semințele, ce înseamnă lucru cu florile vii, etc., etc. Deci nu fac, la moment nu fac diferență între ăștia sunt copiii din Moldova, ăștia sunt copiii din Ucraina, ăștia sunt copiii secolului 21, exact, sunt copii. Care trebuie să devină personalități efective, care vor duce această lume spre izbândă. Și sperăm ei să fie mult mai buni ca noi și să trăiască într-un spirit mult mai ecologist decât am făcut-o noi, o facem noi în continuare. Și vreau să vă spun că ei sunt mult mai deștepți ca noi și mult mai pregătiți ca și noi. Și mai empatici. Și mai empatici în primul rând. Sperăm noua generație, reiterez, să fie mult mai implicată, pentru că am avut acum un an și acea întâlnire de la Glasgow în care s-au întâlnit liderii lumii pentru a lua anumite decizii ecologice și totul s-a soldat cu decizii care acum nu prea sunt puse în practică, dar știm cu toții ce se întâmplă la nivel mondial.